Clădirea Poștei Centrale din Cluj stă să cadă, iar înăuntru plouă. Fenomenul a putut fi surprins începând din luna mai în oficiul poștal 1 din Cluj-Napoca. Dacă pe 16 mai angajații poștei spuneau că este un eveniment izolat, iată că ploaia persistă și astăzi în incinta oficiului. Angajatele poștei au ajuns să dea cu mopul în clădire, chiar dacă asta nu intră în fișa postului. Domnul de acolo a reparat firma, de acolo s-a mutat aici. A, să mute ploaia. Am fost la ghișeu. Punem găneată și ne-o dat și pe nu știu unde. Am înțeles. Bun, știi, păi... Ploaia din Poșta Clujeană a fost surprinsă și în luna mai, dar atunci angajatele spuneau că este un eveniment izolat și au promis că se remediază în curând. Și cum se apropie oamenii de noastră? Eu sunt în baltă momentan. Adunăm acum apa, că acum s-a întâmplat. Se pare că această adevărată piscină publică din incinta Poștei Române a fost deschisă toată vara. Problema nu știm exact când se va remedia, dar știm că angajatele poștei încearcă să spele cu mopul rușinea instituției publice.